Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și astăzi, la Viața Gorjului, am un invitat de onoare, în speță colegul nostru Cornel Șomucu și directorul ziarului Vertical. Bună seara, Cornel, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Te-am invitat pe tine la avanpremiera evenimentelor care vor avea loc. Avem acolo tema de organizare, reorganizare în CEO. Și da, foarte interesantă această tema. Reorganizare și o să discutăm despre ea. Asta pentru că urmează un eveniment destul de fierbinte, zic eu, adică un meeting al minerilor și energeticienilor care sunt reprezentați de Federația Națională Mine Energie, pentru că avem multe bisericuțe la capitolul sindicate în minerit și în energie, nu vorbim numai de gorci. Și aici o reorganizare a reorganizării și în domeniul sindical și în domeniul administrației CEO, da? Și în domeniul luptelor dintre părți și poziționarea pe diverse plafoane și poziții de către lideri, de către oameni, se mută dintr-un sindicat în altul, riscă să-și piardă calitatea de membru sau dreptul sindicatului de a fi reprezentativ în fața complexului, mai ales că acum urmează negocierea contractului colectiv de muncă. De altfel, a venit și a spus că administrația, păi nu-l mai negociem. Da. Simplu. Bine, acum acesta acum urmează negocierea sau renegocierea. Ar trebui să urmeze. E foarte relativ. Da, pentru că ar fi trebuit să înceapă deja încă cel târziu în luna februarie, nu s-a produs acest lucru pe motiv că n-ar exista, să zicem, sindicate reprezentative sau nu ar exista cu parteneri de dialog. În schimb, să zicem, administrația cheamă la dialog anumite sindicate sau anumiți lideri sindicali, dar care nu au la acest moment sindicate în spate, suntem într-o situație ciudată, cel puțin la nivelul CEO-ului. Eu zic că îi cheamă la discuții, nu îi cheamă oficial la negocieri. Păi da, dar îi cheamă doar pe unii că îi socotește mai reprezentativ decât pe alții. Aici e problema. Avem și un SMS, un număr de telefon la care puteți trimite numai SMS-uri afișat, 0766-314582. Am fost întrebați de ce nu afișăm telefonul pentru direct. De ce? Pentru că atunci când am încercat să facem asta, cel care a fost la telefon a monopolizat discuția, am avut om la telefon care a vorbit o jumătate de oră din 48 de minute. E puțin cam mult, dragi telespectatori. Da, dați-i nevoie să-i cenzurăm și să-i lăsăm să-și spună opinia pe toți cei care doresc să facă asta în două fraze prin SMS. Da? Dacă ar fi să discutăm pe partea asta cu telefoanele, deși nu e subiectul nostru, în televiziunile naționale plângerea este alta, și anume că cel de la telefon nu se poate integra prea mult discuție și că vorbesc mai mult cei din studio, iar cel de la telefon pierde din discuție. La noi este invers, practic a monopolizat acea discuție. Nu e neapărat invers, dar e greu să-i spui omului, gata, oprește-te. Corect. Sau hai să stai telefonul, iar atunci când el vorbește orice altceva numai ca să ocupe spațiul de emisie și ca să nu răspundă la întrebările pentru care a fost contactat, deja e o problemă. Și atunci am zis, frate, cine vrea să spună ceva, SMS. Dacă noi decidem că luăm pe cineva în direct, e cu tot o altă poveste. Cu siguranță. Bun. Deci urmează un meeting la sfârșitul săptămânii, sâmbătă, între orele 11 și 13, a fost anunțat, aprobat de Primăria Târgu Jiu cu oarece întârziere, să spunem așa. Sunt așteptați, zic sindicaliștii, sau probabil că așa au anunțat, că vor participa 1000 de reprezentanți ai sindicaliștilor din FNM. Câți oare ori avea membrii, FNM-ul o avea, FNM-ul acum membrii, dacă 1000 sunt numai reprezentanți? E de discutat aici. Federația Națională Mine Energie, denumirea ei întreagă, are o mare problemă. A pierdut foarte multe sindicate din Gorj care încearcă să formeze un sindicat Mine Energie pe care s-a pierdut pe căile justiției, deci se încearcă de câteva luni ca el să fie făcut. Iar federația a rămas cu puține sindicate în Gorj, în general zona Rovinari, și cu sindicate din țară. Deci e vorba de câteva mii de sindicaliști care nu sunt în județul Gorj și sunt în alte domenii, în aur, în minereuri neferoase, diverse alte structuri, să spunem, ale mineritului. În timp ce în Gorj bănuiesc, cel puțin după cifrele, că sunt în jur de 4-5 mii de oameni care mai sunt, să zicem așa, reprezentate în FNME. Asta dacă ar fi să luăm după zona liderilor. Dacă ar fi să luăm după număr, cifrele sunt extrem de relative dintr-un alt motiv. De exemplu, zilele următoare, cel puțin așa am văzut pe presă, vor fi alegeri
la sindicatul de la Roșiuța sau la Lupoaia, atenție, deci pentru FNM, în condițiile în care aceste sindicate s-au rupt acum ceva săptămâni, acum ceva luni, și au încercat să facă acea nouă structură de care vorbeam și pe care o conduce grupul acela de inițiativă, este condus de fostul senator Ion Rușeț. Dar pentru că spuneam că situația, deci FNM pe cine reprezintă la acest moment, zona Rovinari cu siguranță este reprezentată de FNM. E unde, și pentru că e vorba de sindicatul de la Roșia, foarte puternic condus de Marin Golea, sindicatul Energia, de Energia, deci condus de Constantin Mitrescu de la Termo, plus mai e vorba și de sindicatul de la Peșteana, lui Dan Pârpulescu și, sau Dumitru Pârpulescu, și mai sunt și alte sindicate mai mici. Dar ce vreau să spun? E ciudată acești reprezentanți de care vorbesc liderii sindicali, pentru că până acum un an, doi, n-auzeam de reprezentanți, adică facem meeting cu reprezentanții. Facem meeting oamenii, cu sindicaliștii. Da, cu sindicaliștii. Ce e aia reprezentanți? Sună mai bine, pentru că fiecare, ca să reprezinte pe altcineva, nu poate, de exemplu, pe unul singur. Deci, garantat, în spatele lui, pe lângă el, mai sunt măcar unul, doi. E o discuție. Și care este? De exemplu, apropo de câți membri are, da, fiecare am avut acum câteva săptămâni o reuniune, comitet, executiv, birou executiv, ceva de genul ăsta, la nivelul FNM-ului, ținut, cred că, la Rovinari, în care tot așa au avut 300 de reprezentanți în sală. Ceilalți din celelalte sindicate spun, da, domne, de fapt ăștia reprezentanții sunt de fapt membrii care au mai rămas. E greu să de spui crezut, că din tot FNM-ul, da, care reprezenta, da, tot ce însemna, nu, e greu de crezut să poată în fi România așa. Și însă, Energie să mai fie 300 de oameni. Nu, deci cu siguranță e vorba de 4-5 mii, cel puțin, dacă nu e o cifră și mai mare, pentru că liderii FNM-ului care mai sunt la acest moment, în frunte chiar cu Marin Condescu, dar e vorba de Marin Golea, de Mitrescu, de ceilalți, spuneau un lucru, că au mai mulți membri, dar rămâne ca ei să fie certificați. Adică în sensul că se fac acum din nou, se optează pentru sindicate și atunci vom vedea exact ce și cum. Însă, să ne întoarcem la acest meeting de sâmbătă. Este puțin ciudat faptul că se desfășoară sâmbătă și nu într-o zi lucrătoare. Pe de altă parte, ținând cont că administrația presează, e pe undeva de înțeles că se face sâmbătă, ca în general oamenii să fie liberi, să poată veni. Însă, cred că abia aici discutăm de o mare problemă. Vă aduceți aminte, un an, doi, trei în urmă, când în momentul când făceau sindicatele un meeting, deci oamenii veneau și veneau un număr foarte mare. Bine, cred că era implicată și administrația, era o comuniune de interese. Acum vii cu frică la aceste meeting-uri, n-am înțeles dacă sunt adevărate presiunile, avem o mare problemă și autoritățile ar trebui să intervină, acei oameni înfășurați, în cagule, în toate celelalte, pentru a nu fi văzuți, recunoscuți ca să poată fi alungați. Pentru deci mi se pare acolo deja o forțare, iar dacă lucrurile sunt așa și să știți că există informații și în unele cazuri se confirmă, deja avem o mare problemă cu mișcarea sindicală, în sensul că încercăm să o eradicăm. Nu mi se pare deloc corect. Până la urmă, fiecare om are dreptul să protesteze și să spună, de exemplu, că administrația forțează lucrurile sau invers, administrația să spună sindicatele nu sunt reprezentative sau ceva de acest gen. Însă adevărul va ieși cumva la iveală. Deși eu aștept, și asta mi-am exprimat-o chiar în scris, chiar în săptămâna vertical, așteptăm de ceva luni să ne spună și nouă autoritățile, și mă refer aici de la Prefectura Gorj, la, să zicem, Inspectoratul Teritorial de Muncă sau alte instituții, dom'le, e ceva în neregulă în activitatea CEO. De exemplu, am văzut un răspuns foarte ciudat, sindicatele din FNM au făcut o reclamație prin care spun de anumite abuzuri de ce țin de partea de muncă, de încadrare, de schimbare, aceea de reorganizare a reorganizării. Bun, s-a dus ITM-ul în control și am văzut un răspuns de noaptea minții, deci mi-asum ce spun, în care ni se spune că salariații nemulțumiți se pot adresa instanței. Adică ce să înțelegem? Că au motive să se adreseze? Atunci de ce nu intervine ITM-ul? Sau n-au motive? Și atunci spune-le, domne, și oamenilor și ăsta, da, aveți dreptate și atunci totul e ok. Asta că se pot adresa justiției,
mi se pare cel puțin ciudat. Adică de ce mai avem instituția respectivă? Și nu mă referam acum neapărat la ITM, ci la alte instituții, care lasă așa, deci să ne judecăm, să vedem... Ca să nu mai vorbim, există și hotărâri judecătorești care, deși le-a dat un judecător, nici ăla nu se respectă. Da, aici, apropo, deci, că am trecut pe un subiect... Îi trimite la instanță, după care ceea să facem noi altfel. Nu vorbesc nici de ITM, nici de nimeni acum. Am avut cazul pe care l-am discutat de hotărâri aici în studio. Hotărâri judecătorești, și asta e și domeniul bugetar, se referă, dar și în partea asta de mine, știm că sindicatele au câștigat foarte... Pentru salariați, bineînțeles, au câștigat foarte multe drepturi în ultimii ani. În instanță. Cred că e o problemă, în sensul că nu ne mai strofocăm foarte mult ca lider sindical dacă să ținem să tai un drept. Că dăm în judecată, câștigăm și ni-l dau. E adevărat, banii care ar trebui să-i luăm în 2014 ni dă guvernul în 2019 sau 2020. Dar îi luăm. Cred că e vorba de o salarizare mascată, adică ca să trecem prin rigorile FMI-ului și celelalte, să amânăm acele plăți, e un împrumut în buzunarul salariatului. Nu ne mai împrumutăm la bancă, nu ne mai împrumutăm oriunde, la trezorerie sau ceva, ci îi luăm din buzunarul salariatului. Și dăm mai târziu nu rate. Mi se pare corect, dar cred că liderii de sindicat au început să marșeze pe chestia asta, e un lucru care îl reproșez. Poate nu întâmplător că cu ani în urmă și asta se întâmpla cu vreo aproape 20 de ani. Nu mă cochetam și eu cu partea de mișcare sindicală, dar într-un alt domeniu, bineînțeles. Deci am să cumva spunem învățământ, să nu rămână oamenii nelămuriți. Îl știți pe Cornel Șomâncu, e și colegul nostru de la emisiune și la Vertical suntem colegi și are multă învățământ în spate și acum este director. Acum ești la administrație, vezi? Da, ai trecut de la sindicat la administrație. Dar să știți că apropo de învățământ, între administrație și sindicatele, parcă lucrurile sunt mai puțin tensionate. Adică nu există, să zicem, cum se plâng reprezentanții sindicatelor din minerit, că există o teamă atât a liderilor de sindicat cât și a salariaților față de ce poate să facă administrația. Deci vreau să vă spun și asta, din nou mi-o asum, n-am văzut, cel puțin în ultimii 20 de ani, că să vorbesc doar de aceștia, n-am văzut ca cineva să-i fie teamă, în învățământ vorbesc, se fac meeting. E adevărat că nu există nici și... să spun așa, forța sindicatului atât de mare cum a fost cea din minerit. Că aici e o discuție, să nu uităm că sindicatele din minerit au schimbat guverne. Să nu uităm, bine, asta și cu Valea Jiului. Să nu uităm că în 1999 toată țara, o țară întreagă tremura că Cozma și cu cei din Gorj. Mai există încă mișcarea sindicală în Constantin Crețan. Mai există Union Rușeț. Erau atunci pe baricade mergând spre București, alături de Miron Cosma. E adevărat că procesele după aceea ne-au arătat, unii au fost, n-au mai participat, deși există, dar în fine, asta e cu tot o altă discuție. Dar acum forța lor s-a redus. Pentru că am privit doar FNM-ul în acest moment, care nu știm, spuneam, deci e relativă, cel puțin administrația spune că FNM-ul reprezintă foarte puțin. Pe de altă parte, avem un sindicat care nu s-a înființat. Suntem într-o situație cel puțin ciudată. Și care a preluat multe sindicate. Da, suntem într-o situație ciudată pentru că, pe de o parte, acestea s-au dizolvat, celălalt nu s-a înființat, cel mare. Și avem de la Lupoaia, am amintit Lupoaia Roșiuța, dar sunt și altele, deci zona Jilț, în care, practic, nu prea știi la ce sindicat ești. În sensul că nu știu dacă s-a dizolvat celălalt, că din câte am înțeles, nici ăla nu s-a dizolvat, nu e o hotărâre definitivă, dar nu s-a înființat nici cel nou. Păi acum, dacă întrebăm așa, nu știm nici măcar foarte sigur cine sunt capii sindicatelor, pentru că am întrebat și eu la un moment dat, frate, la FNM, cine mai e președinte? Da, bună întrebare. Tu, de exemplu, acum știi exact cine e președinte la FNM? Deci, dacă ne luăm după activitățile din ultimile săptămâni, a rămas Marin Condescu. Ni s-a dat o explicație, cel puțin acum câteva luni, în sensul că, deși Marin Condescu și-a dat demisia el din fruntea FNM-ului, demisia nu a fost acceptată, mai ales de către sindicatele din celelalte județe. Da. Și el a rămas ca președinte până la finalul mandatului, care cred că este în 2015, ar trebui să fie alegeri în FNM. Nici o mai rămâne din FNM. Pe de altă parte, este clar că aici la Gorj, FNM-ul, cel puțin la nivelul activităților, este reprezentat de Golea, Mitrescu și Pârvulescu. Deci pe ăștia îi vedem la acest moment că se mai zbat în lupta cu administrația.
de partea cealaltă, sindicatul pe care îl administrează Ion Rușeț, are câțiva, deci liderii de sunt în momentul de față, atenție, foști lideri FNM. Nu avem de, deci nu discutăm de lideri noi apăruți din neant. Nu. Sunt lideri care, acum pot să spun, dacă privind din perspectiva lui Marin Condescu, l-au trădat în favoarea lui Ion Rușeț, inclusiv Ion Rușeț l-a trădat pe Condescu. Dacă privind din perspectiva lui Ion Rușeț, ei s-au rupt de Condescu pentru a face ceva pentru muncitori. Rezultatul deocamdată nu se vede. Deci nici una, nici alta. Și nu, încă o dată, nu sunt rău cu cei de la sindicate, dar dacă e să privim ce se întâmpla cu anii în urmă minerit și ce se întâmplă acum, au o mare problemă. Și mai este ceva. Puterea de cumpărare a mineritului, a oamenilor din domeniul energetic, nu numai neapărat mineritului, a scăzut, nu a crescut de la an la an. Dacă acum 10 ani, să spunem așa, dacă erai minerit, aveai un salariu cât de cât în raport cu celelalte domenii, foarte bun sau și aveai foarte multe drepturi, de la cota de cărbune până la subvenția aceea cu curent, prime, nu mai vorbesc și celelalte, bilete la, prin sindicate, care de obicei mergeau alții cu ele, dar asta e altă treabă, așa? Deci acum, 3/4 din aceste drepturi s-au pierdut. Și cred că anul acesta s-ar fi pierdut și altele, de exemplu, această sumă dată de Paște, această primă de Paște, știți că anul trecut a fost cu mari probleme dată, s-ar fi pierdut cu siguranță anul ăsta, dacă n-ar fi fost an electoral. Deci părerea mea că trebuie să, până la urmă, sindicaliștii, indiferent de ce parte sunt, trebuie să mulțumească mai degrabă politicului, nu în sensul, în sensul că sunt alegeri, nu că ar fi avut, să zicem, unul sau altul. Și nu s-au luat măsuri radicale. Da, da. Dar crezi că puterea de cumpărare are așa o mare influență? Eu aș zice că și faptul că nu se mai se pune problema cum se colectează cotizația de sindicat are legătură cu puterea administrației de a împrăștia pe principiul dezbină și stăpânește. Acum, care e chestia? Până la urmă, sindicatele, deci dacă sindicatele o dau pe varianta, da, domne, nu mai putem lua cotizația, că e o problemă la acest moment și din cauza asta, păi nu asta putem reprezenta. Da, nu. Nu a fost cazul Federației Naționale Mine Energie. De ce? Am văzut cu toții și ăsta e un adevăr, sindicatele până acum un an se subvenționau și deci era o cotă parte, 6,5% din fondul de salarii pe care mergea la sindicate. Mai era cotizația și din aceste sume în sindicate existau bani și acum există bani. Deci, dacă am văzut bine prin presă, acum dacă, să spunem așa, ziaristul respectiv a dat o informație eronată, o dau și eu la rândul meu, dar din câte am deci înțeles, nu mi-o asum de data asta, în conturile unor sindicate, inclusiv la cel la Rovinar, sunt încă sume foarte mari, de ordinul a câteva miliarde. Mai mult, sindicatele din FNME dețin în continuare hotelul de la Mina de la Rânca, o parte din el cel care teoretic ar trebui ca el să se întoarcă, deci dacă îl valorifică, banii să se întoarcă în sindicate și la oameni, sau să fie folosit, adică să aducă plus valoare, să aducă venituri sindicatelor respective. Sau să se ducă minerii și energeticienii să se trateze acolo, pentru că atunci când a fost construit, asta și a fost scriam în vertical sau și în alte ziare cu mulți ani inclusiv în urmă, vertical, da. De modul în care au fost strânși banii pe listă, fără să intre pe oameni, deci efectiv s-au strâns banii din salariile din salariile oamenilor fără să fie întrebați, nici n-au știut. Bun, și s-a justificat că acel hotel Mina s-a făcut acolo sus în Rânca pentru că minerii au nevoie de aer curat în plămâni. Da. Și am cerut peste ceva timp, am cerut o situație cu biletele de tratament de odihnă și tratament care se dau minerilor care li se pun la dispoziție subvenționate. La mare, la munte, niciunul la Rânca. Zic, n-aveți locuri la Rânca? Nu. De ce? Pentru faptul că nu avem angajat un personal specializat pentru a se ocupa de... Păi cum, frate, ai făcut atâta hotel de mare ca să stea minerul să-și curățe plămânii, după care ai spus, păi n-am oameni acolo, nu pot să primesc minerul. Las că primesc pe alții, nicio problemă. Da, păi din câte știu eu... Încerca și eu să mă cazez acolo, mi-amintesc că eram cu TVR, cu reflectorul, cu cei de la reflector și...
Din câte zice, glumiți cum să vă cazați aici. Nu știau că suntem din presă, tot nu ne-au lăsat. Din câte știu eu, la Rânca n-au fost decât simpozioane, alte lucruri, în niciun caz, să spunem așa, activități, adică de cazare pentru mineri ca să-și refacă forța de muncă. O să sar de la una la alta pentru că unul din motivele meetingului de sâmbătă este și acela că minerii au mai pierdut un drept, adică cei care lucrau în condiții speciale, e vorba de cei din cariere, nu și cei din termocentrale, de noi energeticienii, au pierdut un alt drept de la 1 martie. Da, nu mai primesc acea hrană de subzistență. Deci ei primeau o anumită sumă sau produsul respectiv pentru că lucrează în condiții grele, de praf, de toate celelalte, apropo de ce trebuiau să-și refacă ei forța. I-au ieșit cei din sindicate, au protestat, deocamdată din ce am înțeles eu și asta din ce spun liderii de sindicat, li s-a spus că nu, domnule, n-a fost făcută licitația pentru achiziționarea de produsele respective. Ce sunt, lapte sau ce mai sunt, că nu știu exact în ce constă. Diverse păi elemente. E o problemă. A fost la un moment dat hrană caldă, după care au fost pachetele. E o problemă. Adică cum nu s-a făcut licitația? Bun, dacă martie s-a dat. În februarie s-a dat. Era foarte simplu să prelungești acel contract până faci licitația. Faci un act adițional. Da, faci un... Pentru că se fac destule în minerit și peste tot, de fapt, în chestia asta. Deci dacă ăsta e motivul. Dar mai degrabă și aici le dau dreptate celor din sindicate, că ar fi vorba de altceva și anume de mai pierderea unui drept. Pentru că s-au pierdut foarte multe și aici e de discutat. E de discutat foarte important și cred că aici trebuie să intervină și politicul. Nu știu dacă își asumă, noi avem manager privat, avem o conducere privată la Complexul Energetic Oltenia, dar ea este girată politic. Bun, în condițiile acestea, minerii, energeticienii în general, au pierdut o serie de drepturi. Nu știu dacă erau corect acordate, deci încă o dată nu discutăm asta, dar faptul că aceste lucruri s-au pierdut generează costuri politice. Și le asumă cineva. Păi și care e problema că generează costuri politice? Păi să vă spun o chestie. E vorba de o activitate economică. Bun. Care trebuie să fie eficientă, da? Da, de apare. Eu aici reprezint administrația care n-a vrut să participe la emisiunea de mâine, unde vor participa sindicatele. Ok. Partidul X a pus directorul. Dacă, poate a fost și vice. Dacă tu spui ceva, eu trebuie să te contrazic. Da, corect. Așa. Partidul X l-a pus pe omul respectiv, care și-a făcut o echipă. O echipă eterogenă, luată de la partidul YZ și nu știu care, dar nu contează asta. Bun. Dar măsurile luate de respectivul, de managerul privat, înseamnă concedieri, înseamnă diverse lucruri care sunt total nepopulare și pot partidul X să nu mai ia voturile care le-a luat, să ia cu mult mai puține, deși se află la guvernare și teoretic. Adică a făcut-o cu mâna lui. Da, și a făcut-o cu mâna lui. Și a pierdut... Problema e... Popularitatea prin cei care conduc partidul X sunt conștienți că pot exista costurile respective. Și dacă sunt conștienți, acceptă în continuare pe managerul privat. Dar pentru că e o problemă. Sigur, ești tu sigur că partidul respectiv putea să facă ce voia, deși a pus... la conducere pe cine a vrut. Păi asta e problema. Pentru că deci, nu numai ei decid. Nici partidul, nici administratorul privat. Hai să vorbim puțin și de o altă managerul problemă. Privat. Eu, managerul privat respectiv, nu cred că ar fi ajuns niciodată manager privat, de nu pentru studii, competență, rezultate, dacă nu ar fi avut și un spate politic. Adică firma aia de consultanță de pe unde a fost, care a luat zis, foarte mult bani da, și la restul doamne, la care a fost ca înainte. Ca să-mi iau banii, eu trebuie să merg cu ea care vine partidul de la guvernare că să mi-l aleagă. Deci cred că asta e explicația cea mai simplă, adică și logică. Pe partea cealaltă, și poate cel mai important lucru, avem câteva entități care pot, să spunem așa, să mai controleze lucrurile. E fondul proprietatea care e gică contra în general. De ce? Aici ar fi de discutat. Unul dintre lucruri, din câte știu eu la fondul proprietatea, adică de câteva luni, fondul proprietatea este condus de fostul ambasador american în România, Gitterstein, ceva de genul acesta, ca denumire. Ori, personajul respectiv a fost bun prieten, chiar dacă în diplomație nu se practică, cu actualul președinte
actualul președinte, care știm că reprezintă niște interese politice. Apropo, deloc normal ca un președinte să fie, a fost și este afiliat unui partid politic. Și nu o face, cum să vă spun, o face destul de transparent, adică o spune. Un motiv de încălcare a Constituției. Bine, nu cred că s-ar mai risca cineva să mai suspende. Care e problema? Putin nu făcea la fel? Nu ieșea la masă între cele două tururi, dacă nu mă înșel, ieșea la masă cu cel care a fost președinte înaintea lui? Medvedev, da. Nu au ieșit împreună la masă între cele două tururi de scrutin? Sau la cumpărături? Da, e o problemă. Rusia e Rusia și România face parte din sistemul Uniunii Europene, din sistemul NATO, ar trebui să respectăm niște reguli democratice pe care nu le respectăm. Dar, întorcându-ne la partea de spuneam să putea să influențeze, spuneam, e fondul proprietatea, mai e, să spunem că chiar reprezentanții ministerului, pentru că statul este acționar majoritar, în continuare la complexul energetic Oltenia. Ori statul la acest moment este condus, cum spuneam, politic, da? De cine? De parlament? Nu, e condus. De președinte? E condus politic. De primul ministru? Eu merg pe varianta prim-ministru guvern, așa ar fi logic. Așa ar fi logic. Dar la noi, la noi în România, democrația originală din România ne arată că la noi, apropo de executiv, e și președintele, e și guvernul. Constituția am văzut că permite orice la noi în România, deci nu e nicio problemă. Dacă nu permite Constituția, permite Curtea Constituțională. Da, Curtea Constituțională, corect. Iar în privința, cum spuneam, de măsuri, deci cred că unele măsuri nu se, deci nu neapărat că nu se justifică. Deci poate că managerul respectiv conduce și, ai spus bine mai devreme, faptul că trebuie din rațiuni economice, trebuie să salveze un colos economic cum este complexul energetic Oltenia. Și să fim serioși, câte personaje, ca să nu zic mai rău de atât, plimbă hârtii care nu trebuie neapărat plimbate, croșetează la locul de muncă în CEO și multe alte persoane care, hai să ne gândim, câți angajați avea CEO sau, mă rog, cum se numea cândva, SNLO sau CNLO, da, așa. Cum Dumnezeu face aceeași producție cu jumătate din oamenii cu care ai lucrat? Pentru că foarte mulți erau în plus. Da, și constatăm, cel puțin, așa spune managerul privat, că mai sunt vreo 4-5 mii de oameni care ar putea să plece oricând. Da. Și am văzut că se găsesc... Pentru că nu mai scoatem cărbunele cu târnacopul, da? Dar ajungem la problema și e o problemă foarte importantă. Adică tu, ca manager, poți să spui și să externalizezi, să zicem, niște cariere sau să faci, să redistribui niște oameni, că toți s-au făcut indezirabili, să spunem așa, sau cei care au fost la meeting au fost trecuți la mentenanță care între timp s-a mai înființat, din ce, cel puțin la informațiile care le am eu acum. Și acum înțelegi de ce și-au pus oamenii cagulă? Da, problema e alta. Acum avem altă, să spunem, dandana. Vorbim de această reorganizare, a reorganizării în domeniul prin care, da, prin care 800, circa 800 de salariați din personalul TESA, din, să spunem, din birourile din Târgu Jiu sau de la Jil sau de unde mai erau, trec în producție. Dar ai trimis pe oamenii ăștia în producție, prin cariere, dar fără să le dai și obiectul muncii. Deci ăla care a stat la birou 30 de ani și a lucrat totdeauna contabilitate, îl pui să facă, nu știu, să țină de câte ori trec rabele sau ceva de genul, să le numere. Nu pot să-mi dau seama ce păi poate să facă. E nevoie de mai mulți oameni în producție? Păi aia e problema, că nu care e. Care nici nu se pricep? Da. Dar dacă a mers producția până acum fără contabil, contabilul stând acolo, mă rog, că era faza, că nu era nevoie de el. Faza e alta. De ce să-l duc în carieră? Manager, apropo de măsuri de management, cu ghilimele. Dar avem o problemă. În sensul că, să spunem, la un moment dat, unul era contabil cu studii medii, da? De-a lungul anilor a făcut o facultate, poate două, sau a fost, nu știu, simplu muncitor și a devenit jurist, a făcut facultate, poate unii au și doctorat în domeniu. Bun. E, pe ăștia, eu îi trimit acum, cel puțin așa am înțeles din cel ăsta, sau îi forțez să se ducă în carieră, sau cum a fost el muncă. Da, le ofer un loc de muncă ca el să nu-l accepte pe ideea asta. Ba, din contră, la menins cu diverse chestii, de exemplu, asta vedem... Asta nu poți dovedi. Vedem, păi stați puțin, se poate dovedi. Cum? În presa de astăzi a apărut o declarație a unei doamne, n-am reținut numele, vicepreședintă a Partidului de Guvernământ, organizației de la Motru. Așa. Doamna respectivă a fost tamponată, cu ghilimele, cu directorul de prin zona Motru, nu știu la care dintre cariere,
pentru că e mutată, deși domnia sa lucrează 25 de ani în sistem, a făcut aceeași meserie și se pare din ce am înțeles că a făcut-o bine și acum e forțată să treacă în producție, o trimiți în carieră, dar fără să o ai specializată pe ceva domeniu. Da, da, nu știu, atenție, dacă e forțată sau nu. Nu, e declarația dânsei pe care și-o asumă și care, ei, da, și care, atenție, și-a asumat-o și liderul femeilor din PSD Gorj, apropo de partidul care era de guvernământ. Noi nu ne asumăm ce nu, spune normal, nimeni. Normal, nu, am spus-o că există, dacă există probe verifice. Avem o dovadă din presă, nu, și a fost preluată de mai multe ziare, deci e o știre media, deci eu asta comentez, nu am alte informații, să zicem, din interiorul... Deci discutăm despre știre media, da, și noi interior, nu o confirmăm. Nu, nu asumăm, dar poate fi o problemă. Deci dacă există o problemă de genul ăsta, deja... ar trebui explicată. Ce vreau să reproșez și faptul că n-a venit administrația. Să reproșez administrației că i-a speriat așa de tare probabil pe mineri și pe energeticieni că nu dau niciun mesaj. Foarte interesant. De regulă vin mesaje. Da. Se pare că aici e tensiunea foarte mare. Da. Administrația are o mare vină și nu e vina aceea că a luat măsurile alambicate, adică reorganizez o dată, reorganizez două, dar cam la trei luni mut de pe un loc pe altul pe salariați. Apropo, în timpul regimului comunist, cel puțin Ceaușescu, de prin anii 80, avea o manie de a face chestia asta, de a muta oameni în funcție. Rotirea cadrelor. Da, rotirea cadrelor. Tocmai a nu-și crea centre de putere care l-ar fi pus în pericol. Da, dar nu îi muta în spațiu, adică îi muta dintr-un județ în altul, nu îi muta de pe o funcție pe alta. Îi muta și dintr-o funcție pe alta. Dar în general, deci pe ai mari, îi muta în spațiu, dar pe cei mai mici îi muta și pe aia, nu îi lăsa în aceleași funcții, deci cumva îi muta... Să nu se facă bisericuțe. Probabil. Ce vreau să spun, ei. Întorcându-ne la situația din CEO, faptul că reorganizăm din trei... mănăstiri. Da. Din trei în trei. Mulțumesc, regia. Da. Reorganizăm din trei în trei luni, nu mi se pare în regulă. Adică dacă eu sunt manager și am o viziune cât de cât, mi-o urmăresc pas cu pas. De ce trebuie să schimb din 3-4 luni în 3-4 luni? Păi îmi vine o idee mai bună. N-am înțeles. Păi ideile alea ar putea să vină odată, mai ales că există și un directorat de 5 oameni sau cât și acum se și face concurs pentru pe post, pentru directorul respectiv. Există un consiliu de administrație, bine, există un minister. N-am înțeles o altă problemă și cred că e de ordin juridic, cu riscul de a mi-asuma iar, să spunem, am face dușmani în plus. N-am înțeles dacă sunt oameni de vârstă de pensionare și sunt chiar 67, 68 peste, în ce bază legală, atenție, pentru că totuși avem manager privat, dar întreprinderea deocamdată e de stat, societatea. Și legea trebuie respectată este, și dacă da, e de stat este și dacă pe nu. Post de conducere. Și mai vine când și când în media și dă niște inepțiuni mai mari ca el. Dar în fine, asta e altă gâscă. Un anumit domn director. din afara județului, apropo, nu e Gorjean. Sau cel puțin nu e domiciliul în altă parte. Pe de altă parte avem oameni care conduc chiar decizii și care au cam luat ordonanțe. Iar n-ar mai fi avut, era un punct în ordonanța în ceea, nu care nu mai aveai voie să funcționeze în sistem. Ce cauți acolo? Cine ți-a dat voie, adică cine te-a reangajat? E o problemă, dar să spunem, să ne întoarcem la oile noastre. Să ne întoarcem la meeting-ul de sâmbătă. Minerii și energeticienii, reprezentanților care vor participa din partea FNME și a sindicatiștilor de la FNME, care nu știm cât sunt, repetăm, spun că vor ca directorul CEO să-și dea demisia pentru că a făcut foarte multe abuzuri și spuneai tu acum că mai este și o problemă nouă, că li s-a mai redus un drept între timp, așa, printre picături. A făcut abuzuri directorul CEO? Cu siguranță îi se pot reproșa multe lui Laurențiu Celor, pe managerul respectiv. Însă, revin și arăt cum se scrie în hotărârile judecătorești că nu, administrația CEO nu a vrut să participe nici în seara asta la emisiune și în general nu participă. Și când iese pe media are o mare problemă cu comunicarea, în sensul că, bine, să zicem că acceptăm cumva că cei din minerit energie sunt obișnuiți mai mult cu partea muncă, fizică, nu știu ce, mai puțin cu vorbitul, să zicem, dar în momentul când vin și ham și spun că vă face, trec, dau afară, nu știu ce, nu cred că e cea mai bună cale de comunicare. Crezi că trebuie să fie mai diplomat? Da, deci nu cred că e cea mai bună cale de comunicare. Adică chiar să dacă... mângâie pe ceafă și să le spună vă dau afară. Da, nici așa, dar nici în varianta cealaltă de a fi permanent cu toporul de brâu. Și apărea că eu țin toate problemele județului sau poate le iau pe ale României, le țin eu în spate.
cam așa vin câțiva din, inclusiv de directorul general, când apar la televiziune, ia o figură de-aia preocupată și ăsta de parcă, vă spuneam, aduce toate problemele țării în spate și spune când spuneam, deci genul ăla cu, nu știu ce, cu dinții încordați, cu maxilarele ca să facem. Nu știu dacă e cea mai bună cale de comunicare. Cred că niște lecții de comunicare le-ar trebui la toți. Pe de altă parte, nu mi se pare logic, adică nu că logic, nu mi se pare normal ca sindicatele să ceară să fie managerul privat demis. Nu, managerul are un mandat, trebuie să și-l îndeplinească. Nu. E adevărat însă altceva. Nu mi se pare normal nici ca managerul să spună eu cu tine nu discut, deși tu ești înscris legal în momentul de față, toate astea, vreau să discut cu ăla care nu e înscris în momentul de față. Deci nu mi se pare deloc. Și apoi mi s-ar părea normal să se discute până la urmă cu toți oamenii ăștia, indiferent cine are ceva de spus. E adevărat că unii au sau au avut orientare politică dintre sindicate, iar o greșeală fatală. Sindicatelor din FNM li s-a reproșat apropierea de PDL și chiar, să spunem, au impus oameni. Dar acum situația ciudată e alta. Da, apropierea de PDL s-a văzut pe hârtie, nu doar de acord, s-a vorbit. Au fost protocoale, să zicem, președintele își datorează cel puțin unul dintre mandate de această apropiere. Da, se spune. Se spune. Bun. Și a existat verticalul a demonstrat că n-a fost chiar așa, dar asta e altă treabă. Dar a existat un comunicat din partea, nu era FNM, era USMO. Da. Da? Nu este și acum. Sau și FNM. Da. Care spunea clar, minerii votează cu Băsescu. Bun. E normal să facă asta tot între cele două. Nu este normal. Însă, spuneți-mi acum pe cine alegem. Să zicem că ar avea o justificare managerul general sau directoratul să negocieze doar cu unii, pe motiv că ăștia au făcut politică sau sunt și în continuare membri ai PDL. Bun. Dar ce ne facem că liderul celuilalt sindicat este fost senator al PDL, trimis de sindicatele astea în Parlament. E cam ciudat, adică noi vorbim de o, să zicem, puterea de o culoare, iar cei sindicatele, ambele sindicate, pot fi suspectate de altă culoare. Sau au fost da, la se mai pot schimba și ca partid, fiecare în parte, corect. Pentru că chiar stăteam de vorbă la un moment dat cu un domn care venise la o conferință de presă pe vremea când mă ocupam de conferințele de politică. Zice, știți, eu am venit în partidul ăsta ca să fac, ca să dreg. Și l-am întrebat, dar de ce ați venit aici? Pentru că eu consider că doctrina mi se potrivește. Care e doctrina? N-a știut. Păi, partidele din România cred că nu, mai există. Nu prea au așa foarte multă doctrină. Dacă, ca să fiu, sau dacă există, există pe hârtie. Ca să fiu delicat. Nu întâmplător am adus vorba de partea politică, pentru că avem, de fapt, două mitinguri la Târgu Jiu în următoarele două zile. Deci, avem mitingul minerilor de sâmbătă, dar avem mâine un miting al Partidului Democrat Liberal. Acum nu știu câți vor strânge. Din ce am înțeles eu de la ambele, deci ai spus mai devreme, de circa 1000 de reprezentanți ai sindicatului, spun sindicatele. Și probabil, pentru atâția, probabil că au anunțat da, ei probabil manifestarea. Că și ceilalți, deci fostul partid de guvernământ până acum 2 ani, au anunțat și tot ceva, o cifră asemănătoare, 1500 de oameni. Mă intrigă totuși pe undeva coincidența, și anume 4-5, așa e deocamdată, 4-5 aprilie, două zile consecutive, două mitinguri la Târgu Jiu, într-un fief al Partidului Social Democrat, cel puțin, asta este clar după orientarea și primăriilor și Consiliul Județean, mă refer ca și electoral. Iar PDL-ul și este în opoziție, iar da, sindicatele sunt în opoziție față de administrația care de este. De acord, dar faptul că sunt extrem de aproape unele alte, ar fi fost ultima chestie să fie în aceea zi. Sau și la aceeași oră. Da, sau același loc. Deci aici să ne unim, deci. Da, cred că există o problemă însă. Pe de altă parte, apropo de clasa politică gorjeană, trebuie să se gândească. Eu n-am mai auzit de foarte mult timp și urmăresc cu atenție ce se întâmplă și în viața politică și în cea economică, socială din Gorj. Două mitinguri la două zile care pun pariu că vor veni și cu teme comune. E cam ca mult. Să adică nu uite cetățenii. Da. Să le ar trebui totuși să ne gândim. Da, să ne să gândim. Le tocăm mintea cu acela subiect. Că poate, ca reclama aia. Deci fi? Poate încep să fie probleme. Și asta, atenție, înainte de a începe campania electorală. Că dacă după Paște avem campanie electorală, cu siguranță
ambele forțe mari vor aduce, deci pe partea dreaptă, pe partea stângă, nu mai mă refer la partide, că deja e o brambureală, cel puțin pe zona de dreapta, foarte mare. E, în condițiile acestea, cele două meeting-uri spun ceva și foarte important. Campania electorală a furat startul, a început deja. A furat startul? Da. Deci, faptul că începem cu 4-5, deci de fapt vom rămâne în campanie și pe timpul sfintelor, pe sărbătorile pascale și cu siguranță după. Dar aș vrea să mă întorc la situația din Minerit pentru deci are, o secundă. Are legătură, spui pe față? Are legătură, tu, pe față. Vrei să spui că are foarte mare legătură cu alegerile europarlamentare? Și cu cele supărarea pentru... minerilor și da, și cu cele, nu numai pentru, nu numai cu cele cu când cele europarlamentare. Este, atenție, avem, la... da, avem o bătaie pe un loc de senator, pe un colegiu care are foarte mult minerit energetică. Corect. Așa că nu, eu zic că nu e deloc întâmplătoare. Se poziționează deja protagoniștii. Și vom avea, deci, bătaia, părerea mea, că se va da între alianța aceasta USD, fostă USD, că n-a fost recunoscută, știți, de către Biroul Electoral Central, și pe partea dreaptă, care probabil va veni candidatul cu mai multe șanse cât de cât la bătaie cu candidatul USD-ului, să vină dinspre zona liberală, cred că va fi cel mai simplu. N-am auzit încă cu cine vor veni, cine va apare ca și contracandidat din celelalte partide. De asta zic că probabil zona liberală va aduce un candidat mai important. Dar spuneam că aș vrea să ne întoarcem puțin la situația din Minerit. Mai avem câteva minute. Da. Să ne întoarcem de unde am plecat. Da. Pentru că și spuneam mai noi devreme... Noi încercăm să ne explicăm, dragi telespectatori, fenomenul de acolo, de la omul care lucrează cu cărbunele, de la ce îi se trage, ceea ce îi se întâmplă. Întâmplarea a făcut că cunosc destul de mulți oameni care lucrează minerii. De fapt, e singurul... Și eu. Da, e singurul domeniu care duce economic județul, pentru că deocamdată alternativele nu le avem. Apropo, plasa politică, vorbim de vreo 20 de ani de alternative la minerit. Eu nu le văd. Dacă le vede cineva, să mi le eu arate le și mie. Eu le văd, complexul Brâncuș, dar nu prea știe lumea unde e. Era cineva foarte aproape de parc și ne întreba, unde e Muzeul Brâncuș? Poftim? Muzeul Brâncuș unde? Avem Muzeul Brâncuș? Întrebam eu. Ca pe urmă să-mi dau seama, cauta opera complex, lui Brâncuș. Da. Complexul, mă rog, Brâncuș și nu muzeul. Deci, dar la se comunicare fac... stăm, da, așa de rău și da, la poate, promovare da, de poate, n-am văzut. Da, dar poate totuși ar fi nevoie și de un Muzeu Brâncuș. Nu la aiurea, la chestia asta că aducem oasele lui Brâncuș de la Paris, ci mai degrabă de a face un muzeu dedicat lui. Dar, apropo de situația din Minerit... Și aș vrea să tragem o concluzie pentru da, că mai avem un minut. Nu mi se pare deloc în regulă faptul că nu vin la... Deci nu se pun față în față administrația și sindicatele. Toate sindicatele. Cred că s-ar evita foarte mult, inclusiv un meeting sâmbătă. A venit cu o declarație că, bă, că sâmbătă vin pe stradă doar rudele alorlalți. Hai să zicem, liderii ăștia de sindicat au 1000 de rude în minerit? Atunci aș întreba eu și aș fi din nou rău. Câte mii de rude găsim ale directorilor din complexul energetic Oltenia? Dacă vin și ăștia la meeting, bine, de partea cealaltă, s-ar putea să avem tot complexul. Deci nu mai avem și altceva. Avem două mesaje, unul spune se dau bani de iepurași de Paști? În minerii, da. E vorba de o sumă de 700 de lei în bonuri de masă. Bonuri cadou, ceva de genul. Da, și mai este un mesaj, vreau să mă conving de la cine este, nu reușesc, sindicate, energia rovinar să fie un posibil... Mă rog, legea 467 pe 2006 obligă angajatorul ca în cazul reorganizării să consulte sindicatele. Da, corect, are da, dreptate. Iar acolo unde acestea nu există, da, da, să consulte reprezentanții angajaților. Înseamnă că de asta se merge cu reprezentanții. Domnul Rușeț și echipa la negocieri. Dar... Nu, de asta vin reprezentanții sindicaliștilor la meeting și nu sindicaliștii. Ah, ok. Nu, păi la Rovinar nu sunt reorganizat. Deci ei sunt sindicatul, sunt FNM-ul în continuare. Nu, e vorba de reorganizarea angajatorului. Ok. Nu, problema e alta. Ce facem cu reprezentanții
Deci, în momentul când administrația... Deci se consultă sindicatele, asta spune. Da, administrația. În cadrele organizare se consultă sindicatele, iar dacă nu există sindicate reprezentative... S-a făcut. Domnul manager general cheamă sindicatele din anumiți reprezentanți, care vor face parte din nou sindicat. Nu și pe ceilalți. De asta zice cei din zona Rovinari. Acum aș întreba cititorul tău foarte bine, mai devreme ai zis un nume, e vorba de sindicat Mine Energie Rovinari, care s-a înscris legal de câteva zile. Da, de câteva zile sunt e înscris oficial și care anunță undeva mii de membri, dar care, din câte știu, s-a înscris la tribunal cu vreo 15. Că atât e minimul necesar. Păi, cred că trebuie să mai discutăm. Eu propun să ne întâlnim săptămânal să facem radiografia situației economico-politico-sociale din Gorj, dacă ești de acord. N-ar fi deloc. Eu, mai ales că noi, Vertical, încercăm să facem acest lucru în fiecare săptămână, cel puțin pe domeniul cultural, social, o reușim. Poate reușim și și într-o emisiune pe ENSA TV. Nu de altă, dar cu un invitat ca tine, sau mai precis cu tine, suntem mult mai deschiși și spunem lucrurilor pe nume față de cei care vin aici cu un interes de a reprezenta sau de a-și face interesele. Am terminat. Ne mai întâlnim săptămâna viitoare. Poate, dacă găsim un subiect la fel de interesant. Mulțumim telespectatorilor. La revedere!